Micii fermieri și-au strâns mai devreme porumbul de pe câmp de teamă ca producția să nu le fie diminuată de furturi. Cu toate acestea, producția medie obținută până acum, după ce s-a recoltat mai mult de jumătate din suprafața cultivată cu porumb, este una record, comparativ cu cele obținute în ultimii ani. Campania de recoltat porumb este în plină desfășurare. La ora aceasta s-au recoltat în jur de 65.000 de hectare din cele 96.000 cultivate la nivelul județului Olt. Ca producții pot să vă spun că producțiile la porumb anul acesta depășesc orice așteptare a fermierilor, fiind unul dintre cei mai buni ani din ultimii 10 în ceea ce privește producțiile pe hectar. În ultima perioadă au intrat la recoltat porumbi și mari fermieri. Autoritățile din domeniul agricol susțin că producțiile cu adevărat mari abia de acum încolo vor fi raportate. Acesta este și motivul pentru care aceștia sunt convinși că nivelul producției medii raportate va crește spre finalul campaniei de recoltare a porumbului. La ora asta estimăm producții între 8 și 9 tone la hectar boabe, dar suntem convinși că aceste producții medii la nivel de județ vor crește, pentru că în prima fază s-a recoltat porumbul de pe suprafețele cultivate în gospodăriile populației. La nivelul fermelor mari, acum este în plină desfășurare lucrarea de recoltat. Noi preconizăm că producția medie la nivel de județ va crește. Producția medie obținută anul acesta la porumb se estimează a fi cu până la 30% mai mare decât anul trecut, când de pe fiecare hectar s-a obținut până în 6.500 de kilograme la hectar. Producția mare ce se estimează nu aduce obligatoriu și un profit mai mare fermierilor, pentru că acest lucru atrage după sine o scădere a prețului. Săptămâna trecută, prețul per tona de porumb boabe a scăzut de la 186 de euro la 145 de euro.